Bun, aici noi nu putem să vorbim, cel puțin din perspectivă Consiliului Concurenței, că anumite condiții sunt corecte sau incorrecte. Nu, incorrecte. Noi nu suntem instituția care să indice aeroportul, cum el trebuie să se dezvolte și ce condiții trebuie să pună. Într-adevăr, când au apărut aceste licitații și au fost publicat și caietul de sarcini, noi ne-am uitat, am fost și chiar și sesizați cu privire la această problemă și ne-am uitat la aceste condiții de licitație. La prima vedere, noi ne uitam și vedeam că ar putea fi unele din aceste condiții mai restrictive, dar iarăși noi n-am făcut nicio concluzie dacă ele sunt chiar restrictive sau nu, dacă restrâng concurența sau nu. Noi doar am dat câteva întrebări cam de ce s-a ghidat aeroportul stabilind aceste condiții. Dar după aceasta, aceste proceduri au fost încheiate sau anulate, respectiv problema în sine a dispărut cel puțin la acea etapă. Pentru că având și resurse limitate și uitându-ne la chiar la anumite condiții de piață sau procesele care sunt în desfășurare, noi n-am continuat investigarea sau n-am inițiat nicio investigație, anume din simplu motiv că procedura în sine a fost anulată, respectiv în cadrul acelei proceduri nu mai era sens să mai continuăm aceste solicitări de informații și eventual să inițiem investigații. Deja urmează să vedem în viitor, deci din cât eu am înțeles acum recent, încă o procedură iar a fost anulată. Respectiv, o să vedem care o să fie condițiile pe viitor. Încă o dată, ceea ce eu vreau să precizez. Nu suntem noi autoritatea care să indice aeroportului sau oricăror alte instituții care trebuie să fie condițiile de licitație. Noi doar putem să ne uităm din perspectivă dacă aceste condiții, într-adevăr, restricționează concurența și chiar și dacă există o constatare de anumite restricționare, iar putea fi justificată din diferite motive. Trebuie să ne uităm la chestia aceasta. Și o să vedem. O să vedem pe... Da, vreau să vă întreb, cine a sesizat Consiliul Concurenței? Unul dintre cei care potențial au vrut să participe? Bun, inițial, prima analiză pe care am făcut-o așa foarte preliminar, am făcut-o după apariția în general acestor informații în presă, pentru că noi nu puteam să, pur și simplu, să evităm analiza unui obiect atât de important, de importanță națională pentru Republica Moldova. Dar după asta am primit și plângeri nemijlocite de la una din întreprinderi care a vrut să participe și nu s-a încadrat în aceste, de la noi din Moldova. Da, exact. Dar dacă puteți să ne explicați, pentru că mai vrem să vorbim și despre, în general, procedurile care sunt pe interiorul Consiliului Concurenței, în cazul acesta, de exemplu, Consiliul Concurenței ar trebui să fie, sau poate propuneți la nivel de legislativ, să fie avis necesar a Consiliului Concurenței în cazul unor caiete de sarcini care vizează obiecte strategice, pentru că aici, cumva, dacă nu ați fi fost sesizat, puteți să vă autosesizați, de exemplu? Noi putem să ne autosesizăm. Chestia care nu există o obligație legală ca toate caietele de sarcini, chiar și de așa importanță, să treacă avizare sau, nu știu, verificare la Consiliul Concurenței. Deci, în situațiile în care noi vedem că ar putea fi semne de încălcare legislației concurențiale, legii concurenței, atunci noi putem iniția investigația chiar și din oficiu, fără ca să așteptăm vreo sesizare sau plângere. În cazul dat, noi am făcut această examinare preliminară, dar după ce a fost anulată procedura, noi am încheiat și procedura noastră, pentru că pur și simplu nu era sens să mai examinăm, să analizăm aceste condiții în situația când ele deja nu au fost relevante.